Ca în fiecare an în această perioadă se realizează și la Spitalul Municipal de Urgență Roman tot felul de statistici. În primele 27 de zile ale lunii decembrie, la Spitalul Municipal de Urgență Roman au fost internate aproape 1500 de persoane care au beneficiat de îngrijiri medicale în regim de spitalizare continuă. Distribuite pe secții, internările din luna decembrie se prezintă după cum urmează. Putem prezenta o statistică a internărilor din această lună, din perioada 1-27 decembrie până la ora 10. Vorbim de 1431 de cazuri, cele mai multe fiind în secția de obstetrică-ginecologie, 208, medicină internă, 156, pediatrie, 154, chirurgie generală, 143 de cazuri, psihiatrie, 111 cazuri, cardiologie, 102 cazuri și ortopedie, 93 de cazuri. Directorul medical al Spitalului Municipal de Urgență estimează că în ultimele zile ale anului care se încheie, numărul de internări va fi sensibil egal cu cel din aceeași perioadă a anului trecut, existând obiceiul ca înainte de perioada sărbătorilor să se facă foarte multe externări, în secții rămânând internate doar cazurile foarte grave care necesită supraveghere medicală obligatorie. Internările în cazurile grave se fac în perioada sărbătorilor prin centrul de primiri urgențe, iar după sărbători prin ambulatoriile de specialitate ale secțiilor care funcționează în unitatea sanitară romașcană.